Cuvântul lui Dumnezeu care a fost vestit mai întâi în Geneza, când a zis prin perechii de oameni și când i-a zis lui Lucifer. Să știi. Pentru că cu lucrul acesta, cum am zice, ți-ai bătut joc de creatura aceasta, de pământ slabă, să știi că sămânța femeii îți va zdrobi ție capul. Zis? Și apoi trebuie făcut. Apoi găsim acolo în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu mai face încă o făgăduință și spune așa. Moise spune în Exodul ieșirii, spune așa. Dumnezeu va ridica un proroc ca mine. De el să ascultați. Și oricine nu va asculta de el va fi nimicit din țară. E cuvântul lui Dumnezeu prin robul său Moise. Apoi Dumnezeu vine mai încoacea și face alte făgăduințe prin robul său Isaia. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel, ceea ce înseamnă strămăcit Dumnezeu cu noi, mărire Domnului. Iubiții mei, știi cum suntem noi oameni? Ca oameni. Și Dumnezeu este ca Dumnezeu. Dumnezeu păgăduiește lui Avram și spune, când Avram spune, Doamne, sunt bătrân și Eliazar, robul meu, ce m-a însemnat, m-a moșteni toate binecuvântările pe care mi le da. Și Domnul îi spune, nu! Și un fiu ieșit din coapsele tale, ăla va fi moștenitorul averilor tale. Și să urmărim un lucru cu toții. Ce se întâmplă? Trece un timp, trece altul. Și în dubună zi, soția lui spune, măi Avrame, Dumnezeu a zis, dar uite că noi îmbătrânim, eu am 90, tu ai 100. Când mai face Dumnezeu ce-o zis? Știi ce zic eu? Culcă-te cu roaba mea. Face un fiu din copțile tale și moștenește acela ce a zis Dumnezeu. Să urmărim acum fac oamenii și cum lucrează Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Și acum se întâmplă așa. Dar în schimb, Dumnezeu care ce zice? Împlinește. Hai să vedem cum împlinește. Dumnezeu a făcut lucrarea. Trece. Naște pe Ismael. Trece 15 ani după nașterea lui Ismael. Și apoi se întâmplă următorul caz. Domnul se coboară din cer să vadă păcatul în Sodoma. Și spune la Avram, la masă, Avrame, la anul pe când mă întorc aici, Sara va ține un copil pe genunchi. Ce-a făcut Sara? A râs. Noi de multe ori parcă râdem de lucrările lui Dumnezeu, dar Dumnezeu e tare sincer și drept, mărire Lui. Mărire. Și Dumnezeu, Sara, de ce ai râs? De aceea ce-a zis? N-am râs. Da, și că ai râs că te-am văzut. Ce nu vede Dumnezeu la tine și la mine? Dumnezeu vede totul. Dumnezeu să ne vine de aia. De-aia îi vine să nu ne ascundem de El. Să nu ascundem nimic de El. Totul este gol și descoperit înaintea Lui și El împlinește cuvântul Lui, mărire Lui. Și acum, așa se întâmplă. Dar deodată, când Isaac era mic, Ismail râde. Că era vreme când pricepea, avea 15 ani și râde de cine? De Isaac, el era mic. Și seara, mi-a plăcut și a zis, Avrame, să știi, pentru treaba asta, să știi că fiul tău, Ismail, nu va moșteni împreună cu fiul meu, Isaac. Avram s-a necăjit, dar Domnul i-a vorbit. Avrame, așa-i cum zice Sara. Că ăsta era planul lui Dumnezeu, mărire Domnului. Și acum să urmărim Scripturile. Noi de multe ori am vrea să grăbim lucrurile. Dai vă dau un caz. Ce înțelept e Dumnezeu. Spune așa, noi am venit în locul acesta și după ce am intrat noi, să încuiem bine ușa și să mai vie niște frați și să stea acolo un pic, cam cum ne-am simțit noi. Nu aici la căldură și să stea afară un pic. Cum ne-am simțit? Bine? Așa că să nu ne simțim bine, adică, cum arată, Dumnezeu nu grăbește, dar nici nu întârzie în făgăduințele Lui, mări să fie Dumnezeu. Amin. Credem așa? Dacă credem așa, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Poate mai sunt câțiva frați care se vină la Domnul. Și apoi, așa cum au spus fratele, îngerii apropie trâmbița și sună de gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu îi așteaptă pe toți, îi iubește pe toți. Pe cei care sunt în planul de mântuire, mărirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit.
în grădina Edenului. Dar a trecut 4.000 de ani până la venirea lui Isus. Isaia a vorbit cu 600 de ani înainte, dar n-a venit lucrarea până la vremea ei. Și Biblia spune, ce ne spune Biblia? La vremea sorocită, la vremea hotărâtă, Dumnezeu a trimis în lume pe cine? Pe singurul Său Fiu. Pe singurul Său Fiu, pe Isus. La vremea hotărâtă. Fraților, Domnul Isus a spus, vremile și soroce nu le cunoaște decât unul singur. Cine e acela? Dumnezeu Tatăl. Binecuvântat să fie în veci. Dumnezeu spune prin profetul Ieremia, capitolul 1. Ce ne spune? Mâine mie tu ești proroc. Pe tine te pui, stai acolo și veghează. Și îmi spui numai ce vezi. Și Ieremia sta și a vegheat. După cuvântul lui Dumnezeu și a spus, am mai văzut un vegheator. Și Domnul îi spune, da, Ieremia, pe mine m-ai văzut, eu sunt acela care stau acolo. Ce veghează Dumnezeu? Asupra cuvântului să se împlinească. Așa, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu veghează asupra cuvântului ca să-l împlinească.